Hello everybody! Bună ziua! Astăzi vreau să felicit pe campionul meu, pe Daniel, care întâmplător se află în România, deci aproape niciodată, în ultimii ani de zile de când fac predatul acesta online, nu am reușit să fiu aproape de ai mei studenți în momentul în care vin cu rezultate. Ei, astăzi Daniel este lângă mine, a aterizat chiar ieri în România, a venit din UK, da. Mai precis de unde vii tu? Scoția. Din Scoția, da, a venit de la Loch Ness Monster. Și cum a aterizat în țară, am primit și rezultatele și ce să vezi? Avem un peser, un nou peser astăzi. Există un lucru foarte interesant legat de ceea ce a crezut Daniel azi dimineață. Deci, Daniel îmi trimite, îmi spune rezultatele și teacher, am luat, felicită, dar te felicită Mire, care e acolo. Și îmi spune, teacher, am luat 7, am luat 7,5 numai la speaking. Eu îi trimit felicitările, yay! Daniel al meu destul de așa circumspect, pentru că nu se aștepta, el știindu-mă pe mine și știind că aveam impresia că era minim 7,5. Da, eu tot tocându-l la cap și tocându-i pe tot, dumne, voi vă duceți la examen și luați minim 7,5-8. Dar eu la mea a rămas cu impresia că, precum medicii, trebuie să ia 7,5, da? Și în momentul în care i-am spus lui Daniel, yes, să vină vinul, vom fi registered. Teacher, are you sure? Adică am luat numai 7 overall? Am trecut din tristețea mea amară în a nouă la cer, deci era... Vă imaginați ce înseamnă lucrul ăsta de să treci de la ce o să-mi facă și să mai și gândea. Îi pun un set, dar după aia o să-mi zică teacher, ce ziceam. Am spus eu da, că... Voiam să evit, am spus eu. Și am vrut să par așa poker face. Teacher, n-am trecut. Dar nu mă așteptam să trec. Și încolo, să vedeți ce înseamnă viața, cum s-a transformat o convingere din asta un pic greșită, un pic eronată, dată de mine că 7,50 este minimum pentru care mergem acolo. Ce să vezi? Într-o victorie. Deci el este Daniel și va fi noul nostru Register Nurse. Felicitări! Mulțumesc frumos pentru tot ajutorul oferit din dumneavoastră. Vorbim așa, dacă să nu scurmea, că face publicitate așa între mine. Te iubesc foarte okay. Mult. Sunt mândră de tine și, bineînțeles, mândră de tot cursanții mei. Și, spune-mi, se poate trece examenul? Se poate trece. Se poate trece cu foarte multă muncă, dar se poate. Gata, v-a demobilizat. Take care of you. See you later for the live. Ne vedem mai târziu la lecția live. Kisses!